Tora Vasilescu este una dintre marile actrițe ale României. De-a lungul carierei, aceasta a urcat pe cele mai mari scene și încă o face și la vârsta de aproape 73 de ani. Însă, vedeta este nevoită să-și pună activitatea pe pauză pentru o perioadă și asta din cauza problemelor de sănătate care o macină. Recent, actrița a ajuns de urgență la spital, iar veștile nu au fost tocmai bune, așa că aceasta va ajunge pe masa de operație. De ceva timp, problemele de sănătate nu îi dau pace Torei Vasilescu, iar recent actrița a ajuns de urgență la spital. După câteva zile destul de aglomerate, corpul actriței a cedat, așa că aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale. Doctorii nu au venit cu vești prea bune pentru actriță și au spus că trebuie să ajungă pe masa de operație. Tora Vasilescu trebuie să se opereze cât mai repede de carotidă, însă numai gândul la intervenția chirurgicală o sperie. Mai mult, actrița se va supune procedurii chiar de ziua sa de naștere, fapt ce a întristat-o, însă tot ce contează acum pentru Tora Vasilescu este ca intervenția să aibă succes, iar problemele de sănătate să dispară pentru a se putea întoarce pe scenă.